Necesitatea extraordinară de a fi umpluți cu Duhul Sfânt, în sensul că promisiunea lui Isus are o valoare extraordinară. Isus spune că este bine pentru voi să plec ca să vă trimit mângâietorul. Necesitatea vitală de a fi umpluți cu prezența lui Dumnezeu. Duhul Sfânt ne conduce în toate lucrurile, dar redeșteptarea, care este o nevoie esențială, prezența, primirea Duhului Sfânt se întâmplă numai când ne rugăm, spune Spiritul Profetic, că numai prin rugăciune serioasă. Toate redeșteptările din istoria lumii au avut parte când au fost rugăciuni serioase și o să trecem prin două, trei din ele ca exemplu să învățăm de la ei. Oamenii de credință au fost oamenii ai rugăciunii, au fost oameni care au umblat cu Dumnezeu. Ce înseamnă să umbli cu Dumnezeu? Într-un mod scurt, concret, Sora Hawaii, Spiritul Profetic spune așa, zice, Enoch a umblat cu Dumnezeu, Avram a umblat cu Dumnezeu și de câteva nume. Și apoi spune așa, trăiau continuu în prezența Lui Dumnezeu, conștienți de prezența Lui Dumnezeu, în dependență totală de voia Lui Dumnezeu. Ce înseamnă să umbli cu Dumnezeu? Să fii în prezența Lui. Într-o dependență totală de El. Conștient de prezența Lui. De-aia spune, rugați-vă fără încetare. Nu înseamnă că ceri tot timpul lucruri, ci înseamnă că ești conectat tot timpul. De-aia spune în calea către Hristos, că rugăciunea este respirația sufletului. Eu n-am auzit de niciun om să respire numai la nevoie. Când și-a pierdut serviciu, omul trebuie să respire tot timpul ca să stea în viață. Așa și noi, să fim spiritual, să fim în viață, trebuie să fim conectați tot timpul. Așa cum vița e conectată, cum lădițele sunt conectate tot timpul, noi trebuie să ajungem la punctul să fim conectați în permanență de Hristos, să fim plini de prezența Lui. Istoria îi spune așa că pe măsură ce îi cerem prezența lui mai mult, ne învățăm să fim conectați, să nu ne despărțim de el niciodată. Despărțiți de mine nu puteți face nimic. În lucruri mici sau în lucruri mari, noi ne-am învățat deși spunem că avem nevoie de Dumnezeu, ne-am învățat să acționăm în înțelepciunea planurile logica noastră. Deși nu avem putere, nu avem înțelepciune, nu știm viitorul, nu știm. Dumnezeu știe toată pictura, Dumnezeu știe viitorul. Și ar trebui să avem încredere în El mai mult decât avem în noi. De multe ori spunem că avem încredere în Dumnezeu, dar în realitate nu avem. Vreau să vă spun că de multe ori, când mă rog, mi-e greu să aștept. Adică dacă. mă rog de trei luni, de ce nu lucrează? Cât să mă aștept? Și Biblia spune că cei care așteaptă sunt întăriți. Vă amintiți? În engleză e those who wait upon the Lord. Cei care așteaptă ajutorul Domnului, li se renoiesc puterile. E o chestie grea cu așteptarea, în special la oameni care sunt activi. mi amintesc când eram la munte, eu nu prea știu să schiez, adică m-am schiat și eu de două ori în viață și au râs copiii de mine, mi-au zis că sunt găină m-am dus la Cascade Mountain în Wisconsin și Cascade Mountain nu este precum Colorado sau Montana sau Austria sau Carpați. Nu, e acolo un, un, o jucărie, un deal care cine știe să schieze nu se sperie de el. Și eu m-am dus la ala, cel mai zice Bunny Hill, la ăla de începători, după aceea era la ăla, și copiii mei s-au dus și că la Black Diamond. Nu era cine știe ce, nici ăla. Dar mai avea pomi, mai avea viteză, nu știu ce. Și eu m-am dat toată pe ăsta și copiii, dă mă mai încolo cu unul, nu mă dau că mi-e frică, îmi rup o mână, un picior, cine știe, nu am experiență, nu mă dau. După ce m-am dat toată, eu m-am dus jos la poalele dealului, de unde plecau scaunele sus, și acolo erau mese, un restaurant, mi-am luat un ceai, îmi place ceaiul de mentă amestecat cu, cu mușețel. Mi-am luat un ceai de mentă cu mușețel, cu miere, cu lămâie, fierbinte, și eram fericit, nu trebuia schiuri, dacă aveam ceaiul fierbinte, eram în lumea mea. Și în timp ce mă uitam acolo și așteptam pentru copii să se dea, văd pe trei care coboară pe munte. Și unul avea ochelari negri rotunzi, cu o, o hârtie pe piept și unul în stânga și în dreapta. Stânga, stânga, drept, stânga, drept, puțin dreapta, drept, drept. Și țipeau, schiori uh, schior, orb, dați-vă la o parte, schior, orb, dați-vă la o parte. Stânga, dreapta, stânga, eu am zis, amint, ăștia mint, ăștia sunt nebuni la cap, cum să fie orb? Adică, cum, ce? eu nu mă duc că sunt sănătos, nu mă duc acolo și el, orb se duce acolo. S-au dat frumos pe schiuri, toți trei, și după aceea vin la masă, în fața mea, puțin mai la stânga. Și eu mă dau lângă el și fac așa cu mâna în fața ochilor. Zic, așa e că vezi. El nu mișcă, zic că nu, m-am născut orb, nu văd nimic. Zic, nu vezi lumini, umbre, nimic. Nu vezi absolut nimic, nimic. Păi zic, ce e, mă, omule, cu capul tot să te duci pe schiuri? Păi ce eu nu pot să mă duc. Dar aici ăsta și asta sunt prietenii mei din copilărie și sunt instructori de schiuri. Și cunosc și am încredere cu viața mea. Îmi pun viața mâna la lor fără frică. Când sunt cu ei, nu e frică. Un om își pune încrederea într-un prieten și noi de multe ori ne temem să ne predăm viața cu totul lui Dumnezeu, să ne încredem în El fără teamă. Dar ce se întâmplă dacă mă predau? Ce se întâmplă? Și e un paragraf aici care spune așa, e foarte puternic, e foarte puternic. Spune, o să vi-l citesc, încerc să-l traduc din engleză în română. E ce? Ok, la paragraful 26, aici. Foarte mulți, deci în uh, Divina Vindecare, pagina 480, foarte mulți care pretind să fie creștini, le e teamă să se încrede cu totul în Dumnezeu, pentru că nu știu ce se va întâmpla cu ei. Păi dacă mă predau Domnului, ce se întâmplă cu serviciul, ce se întâmplă cu viața mea, ce se întâmplă cu... Ia, nu știu ce se va întâmpla cu ei. Și zice aceia care nu se predau cu totul, fără niciun fel de rezervă, niciodată nu vor avea pace sau prezența lui cu totul. Wow! Vă dați seama? Care nu se predau cu totul. Eram în Montana, conduceam pe vremuri, pe vremuri, conduceam Venu, era un, o Toyota Siena și cobora muntele. De la 13 și ceva de fit, nu știu câte asta în metri, uh, co cobora muntele. Și era, eram eu cu un prieten, îl cheamă Ralf, e mai bătrân el așa, uh, și după aceea era Dana și în spate de tot erau copii, Și copiii se jucau jocul de video. Mi s-au rupt frânele. S-a rupt un furtun, s-a întâmplat ceva și am rămas pe munte care coboară abrupt, în stânga în munte, în dreapta prăpastie, cu ochii și curbe din ele, uite așa în loc, am rămas fără frâne. Păi, Ralf a început să țipe, s-a prins cu mâna de bara aia din față și. va. Dana, ce le facem? Doamne, te rog, scapă, ne ajută, ne copii în față. Și Ralf se întoarce, nu e frică! Și ca tata conduce. Deci am fost noi prin tornada, am fost prin, când a fost la nunta lui Andreea și era inundația aproape de ceată, nu a trecut prin apă, tata conduce, știm noi dacă conduce tata, a condus el prin zăpadă, stai liniștit. Eu nu sunt șofer bun să zic că conduc eu, dar atitudinea copiilor, n-am de ce să mă tem, tata e la volan. Prin faptul că noi ne, ne temem să ne predăm fără rezervă lui Dumnezeu și să facem tot ce spune fără comentarii, noi arătăm că noi nu ne cunoaștem Dumnezeu nostru. Pentru că dacă El e la volanul vieții, când Dumnezeu e cu tine, n-ai de ce să te temi, frate. Ești mai în siguranță să te predai în mâna Lui să aibă grijă de tine, decât dacă ai tu grijă de tine. Dumnezeu ne cheamă la o predare absolută, fără nicio rezervă. Absolută, fără nicio rezervă. Orice rezervă care o ținem, orice nu ne predăm, ala e Dumnezeu nostru, acolo la aia ne închinăm. Lucru care te tem să-L predai, ăla e Dumnezeu tău. Dumnezeu cere cu o, uh, predare fără rezerve. Nimeni care are o inimă împărțită nu va merge în cer. Noi ne întrebăm de ce vin greutăți în viața noastră. Sistemul american, când a luat insule din Pacific, a fost din trei strategii. Strategia prima se numea înmuiarea terenului. E teren uh, tare, teren greu de cucerit. Dacă trimitem armata, mor prea mulți, trebuie întâi să îl, ceau așa, hard ground, it has to be softened. E terenul tare și trebuie să-l facem moale. Și ce făceau? Trimiteau de la distanță, aruncau de pe vapoare bombe și din avioane aruncau bombe. Și toți inamicii care erau acolo se retrăgeau, că acolo cad bombele. Și ăștia când se retrăgeau, intra armata. Strategia 1, înmoaie terenul, în sensul că să nu mai fie armata, să nu mai fie greu de cucerit și armata se retrage. Și acum e, e ușor de cucerit. Strategia 2, băgau pe terenul ăla unde nu mai sunt inamici și au aruncat bombe, băgau armata americană. Și acolo făceau un campus, o tabără americană. Și punctul 3, de acolo acum aruncau bombe peste următorii 100-200-300 de metri. Acolo îl înmuiau și terenul, adică se retrăgeau inamicii, mai luau încă o bucățică și încă o bucățică și încă o bucățică. Noi când ne botezăm, noi credem că ne-am predat viața lui Hristos. Nu mă frate, nu ți-ai predat viața, că după ce ești din apă, încă ești ispitit și încă păcătuiești și încă ai probleme. Te-ai hotărât să-ți predai viața lui Isus, dar numai ce te-ai născut. Acum bebelușul trebuie să și crească. Și Dumnezeu ca să te crească de la naștere la maturitate, Dumnezeu ce face? Îți aruncă o bombă, îți dă cu un ciocan, te îngăduie o greutate, că altfel noi nu ne trezim. Și uite așa când se înmoaie inima aia tare, pentru că ai dat de o greutate care n-ai dat niciodată în viață și nu știi ce să te faci, ești disperat și simți că îți mințile, când ai dat de greutate așa ajungi să dai cu cum zicea tatăl meu cu capul de pragul de sus sau dai cu fundul de pământ, când ai ajuns să nu știi de tine, atunci te omilești și la Domnul ajută-mă. Și atunci Domnul poate să-ți mai ia un centimetru din inimă. Și după aceea îngăduie greutăți ca tu iar să te înmoi, ca e inima tare, și Dumnezeu mai ia încă un centimetru și durează o viață de pustie de greutăți Că e ușor să ieși din Egipt și e ușor să intri în Canaan. Dar e greu să treci prin pustia asta de creștere spirituală în mijloc. Și Dumnezeu mai îngăduie încă una și încă una și încă una și în felul ăsta creștem spiritual. Și noi zicem, Doamne, dăm răbdare. Și cum vine greutatea? Doamne, te rog, de ce să ia șeful ăsta de mine? Rezolv problema. Și Domnul ce? păi n-ai cerut tu răbdare? Dacă nu te supără nimeni, de unde răbdare? Trebuie să te supere cineva ca să... Că dacă nu te supără nimeni, nu înseamnă că ai răbdare, doar că nu te supără nimeni. Păi, Doamne, dăm credință. Păi, stai puțin, îți toate lucrurile care le ai, Că dacă ai tot ce trebuie, n-ai nevoie de credință. Când treci printr-o criză, atunci ai nevoie de credință. Păi, Doamne, dar de ce mi a luat? Mi-am pierdut serviciu, mi-am pierdut casa. Păi n-ai zis că trebuie credință. Noi am vrea să creștem fără să suferim. Nu există așa ceva. Suferințele lucrează răbdarea și dependența și umilința și încrederea în Dumnezeu și așa mai departe. Ascultarea totală. În loc să ne încredem în înțelepciunea noastră, să ne încredem în înțelepciunea Lui. Pe pat comod de flori nu există așa ceva. Nimeni când ne spune ceva, oh, dacă te botezi nu mai ai probleme. Nu e adevărat, când te botezi atunci ai probleme. Dumnezeu nu ne cheamă la o viață confortabilă, ne o cheamă la viață de suferință, de sacrificiu și de, de dedicare absolută. Dumnezeu nu ne-a promis o viață fericită în lumea asta și o viață confortabilă. În lumea asta veți avea necazuri. Dacă m-au persecutat pe mine, vor ataca și pe voi. Dumnezeu ne-a promis o viață fericită în împărăția Lui. Aici suntem în tranzit, suntem călători. Uh, vreau să vă spun în mod sincer, Că în, în momentul în care noi suntem chemați la credință, dacă nu învățăm să ne predăm cu totul, ne pierdem timpul în biserică. Așa spune Iisus. Că zice, cine nu renunță la tată, la mamă, la soacră nu zice, ar fi cel mai ușor. Cine nu renunță la copii, la soț, la soție, la, la, la servici, la mașină, la, la absolut tot și la sine... Ce nu este vrednic să fie ucenicul meu. Acum gândiți-vă, cine a renunțat la tot? Păi vă spun eu cine. Oamenii prin care a lucrat Dumnezeu, ei a renunțat la tot. Ceilalți zice, dar Dumnezeu, de ce nu răspunde la rugăciunea mea? foarte simplu, pentru că n-ai renunțat la tot. De aia. Moise a renunțat la tot. E așa sau nu e așa? Și în loc să fie conducătorii Egiptului, pregătit ca comandant militar, pregătit să fie faraon, a ajuns în pustie. Patru... Nu un an, mă frate, că te rogi pe un an, nu răspunde Domnul și îți pierzi credința. 40 de ani. Și numai după aceea l-a folosit Domnul, după ce a renunțat cu totul, nu numai la lucruri, ci și la înțelepciunea lui, și la metodele lui. Când a ajuns la punctul să zică, prima că când cea, eu o să liberez poporul, Dumnezeu a zis, nu poți. Și când a zis, spune, Doamne, nici nu știu să vorbesc, nu sunt bun de nimic, n-am armată, nu mai, nu mai sunt eu bun. Acum ești bun. Dumnezeu nu te poate folosi până nu renunți cu totul la tine. Nu numai la ale rele, și la ale bune, la tot ce vine de la tine. De, până și ne ta e ca o, ca o cârpă, ca un covor murdar. Trebuie să renunți la tot, să iei numai ce-ți dă Dumnezeu, nimic de la tine. Iosif, până n-a pierdut tot, n-a putut fi folosit. Daniel a fost luat sclav în Babilon, numai atunci a putut fi folosit. Trecem prin toate. Pavel avea un, un viitor extraordinar. Era educat de Gamaliel, era influențial între, între farisei și saduchei. Avea un viitor extraordinar, briliant. Și până n-a pierdut tot, Dumnezeu nu l-a putut folosi. Oamenii din Biblie au fost folosiți pentru că au fost oameni dispuși să pierdă totul. Pavel spune, consider toate lucrurile. Cât ce înseamnă totul? Deci, un gunoi cu balon în greacă. Știți ce înseamnă scubalon în traducere? Excremente de animal. Deci, consider tot, absolut tot. Că e serviciu, că e mașină, că e familie, că e sănătatea mea, că e viața mea. Totul, un gunoi, pentru a-l cunoaște pe Isus. Nu se poate să ai inimă și una și alta. Nu se poate. Unii deasupra, cine are prioritate, ăla e Dumnezeu tău. Unde ți-e comoara, acolo ți -e inima. Dumnezeu cere consacrare totală. Nu vorbim de bani aici. Vorbim de, de toate. De timp, de energie, de talentele care ți le-a dat Dumnezeu, de inimă, de minte, de tot. Familie, sănătate, viață. Să fii dispus când îți zice, sari să sari. Când îți zice, lui Avram, pleacă din țara ta, pleci. Când Iisus zice, sacrifici-ți copilul, nu comentează, Doamne, stai puțin, păi, Sacrifică copilul. Când Dumnezeu zice ceva, nu există niciun fel... Construiești o corabie. Păi, Doamne, stai puțin, m-am uitat pe CNN și vremea e bună, n-a plouat niciodată, de ce aș face o corabie? Când Dumnezeu a zis construiește o corabie, nu comentezi. O consacrare absolută. De aceea Dumnezeu nu poate să lucreze în viața noastră. Pe măsura pe care te consacri și renunți la tine, pe aceeași măsură Dumnezeu începe să lucreze. Și cu cât renunți mai mult, cu atât Dumnezeu lucrează mai mult. Eram în Andrews și eu nu aveam nimic. Nu, nu, mă sponsoriza nicio conferință, nu îmi plătea, plătea nimeni în școală, nu plătea nimeni cărțile, nu plătea nimeni asigurarea medicală, nu plătea nimeni apartamentul. Munceam, luam trei ani într-unul, când ea lua o jumătate de an într-unul, luam trei ani într-unul, munceam trei servicii, două la școală și unul acordam piane și soția mea muncea trei servicii, unul dimineața, unul după amează, și unul noaptea. Curăța case pentru unii și alții ca să pot să plătesc că n-am vrut niciodată să noi greutățile mele. Nu -am. Când mă întreba ce faci, bine, mersi, mai puneam și în gură să pare că am mâncat prea mult. Ce faci? Bine, mulțumesc Dumnezeu, bine. Și am zis, dacă îi spun cuiva în cazurile mele, îi le spun Dumnezeu, nu cer ajutorul omului. Dumnezeu a lucrat, min minune extraordinare. Și vine la mine un coleg, nu vă spun numele, și spune, mă, Pavel, de ce Dumnezeu lucrează pentru tine să răspund la rugăciuni și pentru mine nu lucrează? Păi zi foarte simplu. Pentru că eu n-am nimic și tu ai de toate. Ție îți plătește conferința cu tare e, școala, îți plătește conferința e, apartamentul și cărțile și asigurarea medicală. Părinții, mama al ta e doctor, tatăl tău e avocat, îți dau ei 2000 pe lună, îți mai dau conferința 500 pe lună, ai absolut tot plătit, n-ai nevoie de ajutorul Dumnezeu. Dă-mi tot ce ai tu plătit, îți dau eu ție nimic cu care l-am eu și atunci Dumnezeu o să lucreze pentru tine. Nu mai ai nevoie să lucreze pentru mine. A, ce? Păi nu pot să fac schimb cu tine. Păi atunci, de ce ai nevoie de o minune? Eu am nevoie de minuni, tu Noi am vrea minuni fără necazuri. O minune e răspunsul la o nevoie. Israel, când a fost la nevoie în fața Mării Roșii, le-a trebuit o minune pe măsura crizei. Noi o vrem o criză, vrem o minune mare cu o criză mică, cam așa ceva. Nu merge. Noi am vrea răspunsuri mari cu rugăciuni mici. Frate, rugăciune mică, răspuns mic. Oamenii de credință s-au rugat mult. Iacov s-a prins de, de Domnul toată noaptea. Nu te las până nu mă binecuvintezi. Păi îmi imaginez că Domnul putea să facă așa gata, Iacov dispărea. Nu? Dar Dumnezeu îi place când noi insistăm. Când Iacov s-a prins, nu te lasă. Domnul, te rog frumos, lasă-mă, că trebuie să se face dimineața, trebuie să plec. Nu te lasă, te rog frumos. Ce nevoie avea Dumnezeu să se milogească? Te rog frumos, lasă-mă. Puteți să vă uita așa. Nu? Dar lui Dumnezeu îi place când vede că pune în tot sufletul și nu lăsăm, insistăm, ca femeia care se duce la judecătorul ăla și spune Biblia, dacă femeia asta s-a la judecătorul ăla care nu se teme de Dumnezeu, nu are rușine de oameni, e corupt, era bun să-l pună primarul din Chicago, e corupt, e așa, e așa? Deci dacă dacă, 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 ăla corupt, care nu-i pasă de ea, și până la a răspuns, cu atât mai mult Dumnezeu care vă iubește, nu vă va face dreptate și vă spun, spune Biblia, că o va face cum? Rapid, spune în greacă, zice, în engleză, quickly. În greacă, fără ezitare, pe moment. Pentru că vă rugați persistent. Cine se roagă persistent? Cât timp vă rugați pentru o situație? Uite aici. Intrăm în, în con, cazuri concrete. În cazuri concrete. Uh. Ok. Numai o secundă și o, o secundă profetică. Cazuri concrete, uite, George Miller, ați auzit de la fost în Anglia, a hrănit peste 10.000 de orfani, a primit donații de peste, nu știu, câte milioane în timp, deși niciodată n-a cerut bani, se ruga continuu. A avut 5 prieteni. Și îmi citeam în citeam în biografia lui, 5 prieteni. A început să roage pentru ei. După 18 luni de rugăciune, primul prieten s-a convertit. Cine se roagă 18 luni pentru un prieten? După 3 ani de rugăciune, al doilea s-a convertit. După 10 ani de rugăciune, al treilea s-a convertit. După 36 de ani de rugăciune, al patrulea și al cincilea, încă nu se convertiseră și George Miller a murit. S-a rugat în total, în total. Deci a s-a rugat, a continuat, după 36 de ani l-a întrebat cineva câte rogi pentru ei. Și până mor. În sfârșit, când a murit, i-au Dumnezeu n-a răspuns. Și răspunsul lui a fost, Dumnezeu lucrează fără să vedem noi. Răspunde numai că noi nu vedem. Și pentru că nu vedem nu înseamnă că nu lucrează a murit. La momentarea lui, unul dintre cei doi care nu se convertiseră s-a convertit și patru mai târziu s-a convertit și al doilea. Aveam o, 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 membră, Joe o chema, bătrână, în Wisconsin, s-a rugat toată viața ei pentru băiatul ei care a părăsit biserica, nu a vrut dacă vorbești de Dumnezeu, nu-ți mai dau telefon, nu mai te vizitez, nu mai îmi schimb adresa, îmi schimb telefonul, nu vreau să aud de Dumnezeu, sau de biserică sau de tine. S-a rugat pentru el și m-a întrebat, pastore, cât să mă rog pentru copilul meu? Și a zis, doamnă, soră, te rogi toată viața până mori. Aia înseamnă rugăciunea de mijlocire. Nu te rogi până mor să-ți dea Domnul Mercedes. Te rogi până mor să salvezi Domnul pe altul. Când mă rog pentru tine, când mă rog pentru mine, Dumnezeu nu răspunde. Când mă rog pentru altul, rugăciunea aia îi place lui Dumnezeu. Când renunț la mine, mă sacrific pe mine, mă predau, un pun viața și nevoile mele în mâna lui Dumnezeu, am încredere că El se va ocupa de mine și eu mă ocup de lucrarea Lui și las pe El să se ocupe de mine. Dumnezeu m-a chemat să servesc, nu să fiu servit. Dumnezeu nu e aici să-mi servească mie, Aladin și Lampa. Doamne, vreau cu tare. Ok. Dumnezeu e aici să-l servesc eu pe El, nu El pe mine. Doamne, nu vrei să mă aperi? Dumnezeu e soldatul nostru. Eu sunt în armata lui Dumnezeu, nu e Dumnezeu în armata mea. Și i-am zis, I -am zis, Joe, trebuie să te rogi până mori. Pe păi ce m-am rugat de 40 de ani, pastore, cât să mai rog? Fără încetare. Uite cum respiri. Când, când te oprești din respirație, niciodată. Păi nu te opri din rugăciune. A murit femeia, a făcut comoție cerebrală, m-a dus la spital, a mai scos două, trei cuinte. apoi făcea semne, și -a, a murit mi-a făcut semn că mi-a arătat poza copilului și mi-a făcut semn să mă rog. Și a spus să mă rog și eu pentru el. S-o fi rugat săraca al minte, a murit. La mormântare a venit băiatul. A venit. Și mi-am amintesc că a început să plângă la predică, a venit la mine, ce să fac să fiu în să o văd pe mama? Zic, băi, pocăiește-te, foarte simplu. Păi cum e aia? Uite așa, îți mărturisești păcatele, nu mie, că eu nu sunt catolic. Domnul te iartă și apoi îți viața lui. Păi eu nu pot să mă schimb. Păi nici eu, nimeni nu poate. Cum pot să schimbi inima? Poți să schimbi Comportare exterioară, dar nu poți să schimbi natura. Dar Dumnezeu are puterea să-ți să, dea, să ia inima asta să-ți dea una nouă. Dumnezeu are puterea să te transforme. Dumnezeu are puterea să te schimbe. Dumnezeu a promis treaba asta. Tu, partea ta este să-l inviți. Partea ta este să alegi. Îl inviți zilnic. Doamne, îmi predau viața în mâna ta. Îți dau voie să faci ce vrei cu mine. Poți să faci operația cea mai dureroasă. Poți să mă omori. Fă ce vrei, nu mai schimbă mă. Partea ta este să-i dai permisiunea să-l inviți prezența lui. Cine cheamă numele Domnului va fi. În, în ebraică este un prezent continuu tens. Adică cine continuu Cheamă numele Domnului, tot timpul. Vin-o, Doamne, te rog, în fiecare oră, în, în fiecare oră, vin-o, Doamne, vino, Doamne, nu poți singur, te rog frumos, Doamne, am nevoie de tine, vino. Cine cheamă prezența Domnului, asta e partea ta, să-l inviți. Partea lui este să schimbe inima, este să te salveze, aia e partea lui. Dacă tu îți faci partea lui, Domnul nu are nevoie de ajutorul tău și faci partea lui. Și am spus, uite, trebuie să te predai Domnului zilnic. Și ce atât, atât. Păi dacă nu merit, păi zic, cine merită? Tâlharul de pe cruce a meritat? Aia e prin har, nu e prin, prin, prin fapte să nu se laude nimeni. S-a botezat omul și pe aceea cum zice, vreau să-i servez Domnului Dumnezeu, mi-am pierdut toată viața servindu -mi mie, vreau să-i servez Domnului și acum sunt bătrân. Zic, lasă-mă că moi s-a început să servească la 80 de ani, stai liniștit. Dumnezeu poți să facă într-o zi ce nu poți să faci într-o viață. Dumnezeu poți să folosească un măgar, adică a folosit un măgar, nu? Dacă Dumnezeu poți să folosească un măgar, te poate folosi și pe tine, stai liniștit. Și ce ce să fac? Eu ce să fac? roagă S-a rugat, ce mai? Eu locuiesc în, nu vă spun localitatea, ce nu e niciun adventist acolo. Ce ar fi să facem o biserică acolo? Deci ei prea mult? Zic, mai nu e nimic imposibil la Dumnezeu, e imposibil la oameni. Face o biserică acolo, gata. A început să ne rugăm, a început să lucreze cu vecinii, să se roage, să lucreze cu ei, studii biblice, ore de rugăciune în casa lui, au fost 5 pentru botez, au fost 10, au fost... La, la, un moment dat avea biserica 70 de membri, acum nu mai știu cât are, că eu m-am mutat de acolo mulți ani în urmă, în 2010 m-am mutat de acolo. Dar când am plecat eu, biserica avea 70 de membri, biserică plantată de un om care mai că credea că nu o să fie mântuit niciodată. Și când o să vină Domnul și o să învieze, eu zic că, și tu ești în cer, da, și si tu, da. Pentru că Dumnezeu este extraordinar când răspunde la rugăciuni. Este foarte interesant că noi ne rugăm puțin și renunțăm. Dacă ne ducem la școală, nu renunțăm, la, știu eu, medicină sau inginerie, sau când începem business, nu renunțăm. De ce a renunțat în rugăciune? Vreau să vă dau un alt exemplu. Hao Ya Jie, din Beiguan Church, în China. O femeie care nu a fost la uh, Sadr, n-a fost la Cernica, n-a fost la Andrews, alea sunt școli bune și sunt necesare. Dar femeia asta n-a avut ocazia. A început să se roage, s-a rugat în fiecare dimineață de la 5 la opt, 3 ore, ca Dumnezeu să o ajute să pornească o biserică în orașul ei unde nu e niciun adventist. A avut 20 de oameni în grupul ei cu care a studiat și s-au rugat împreună, după aceea 50, după aceea 100, după aceea 7.000, cea mai mare biserică din China, 7.000 de oameni, după aceea 20.000 de oameni peste care ea îi supraveghea și se întâlneau în jur de 150 de oameni în fiecare dimineață, de la ora 5 la ora 8 mai târziu și apoi la ora 9 mai târziu, începeau să roage împreună. O, unde sunt doi sau trei în numele meu? Ucenicii s-au rugat în camera de sus împreună. Au început să roage împreună la 5 și oamenii veneau și plecau. În liniște veneau și plecau. Venea unul, se rugau o jumătate de oră și pe aceea pleca la servici. Venea altul, depinde de programul lor. Veneau și plecau și în permanență erau între 150 și 200 de oameni între 5 dimineața și 9 dimineața. Un an, doi, trei. Am vorbit și am întrebat-o. Ce metodă ai tu că ai pornit cu niciunul și la ora asta ai cea mai mare biserică din China și a plantat, ascultați cu atenție, încă 380 de biserici. Încă o femeie a plantat încă 380 de biserici în 380 de orașe care nu au avut prezența adventistă. Zic, ce metodă, ce strategie, ce plan, ce, ce fel de evanghelizare ai făcut? Și ce e foarte simplu? Rugăciune. Și zic, ce fel de rugăciune? Deci rugăciune dedicată. Deci, în faptele Apostolilor, capitolul 2, ce, ucenicii s-au dedicat rugăciunii. Și sora îi spune, zice, se rugau fără încetare. S-au întâlnit în camera de sus, zi și noapte au început să roage și n-au renunțat. Băi, ne rugăm o lună. Îmi zic, oameni, bă, frate, pastor, m-am rugat o săptămână, nu s-a întâmplat nimic. Mă, frate, cine spune să respiri o săptămână, vezi ce să se întâmplă? Trebuie să te rogi fără încetare. Asta e un stil de viață. Nu te rogi ca să primești. Te rogi pentru că nu poți fără Dumnezeu. Lasă, uită de minuni. Nu te uita după minuni. Uită-te după relație. Dacă Dumnezeu lucrează sau nu și când și cum e treaba lui, tu roagă-te așa cum respiri. Și ce ne rugăm și rugăciunea a devenit viața noastră, așa spune Dânsa în interviu. Rugăciunea a devenit viața noastră și noi nu avem nicio putere. Dar Dumnezeu, cu când ne rugăm mai mult pentru aceste orașe, nu pentru noi, Dumnezeu revarsă Duhul Sfânt și pregătește orașele prin lucruri care El le îngăduie și prin metode care nu le înțelegem și oamenii se botează. Și la ora asta zic, câte biserici ai? 380 de biserici plantate din unde nu era niciun membru. Care e motivul de succes? Rugăciunea. Iisus a fost foarte clar când le-a spus ucenicilor, rămâneți în cetate și rugați-vă. Cât? 40 de zile? Nu. Până primiți Duhul Sfânt. Până primiți Duhul Sfânt. Vreau să vă mai dau câteva exemple care sunt uh, de sine uh, stătătoare, adică puternice. Deci, a rămâne în Isus, în istoria lui, pagina 676, a rămâne în Isus, a te ruga fără încetare, înseamnă, îmi traduc din engleză, a continuă receiving of the Spirit, înseamnă ca în permanență să primești conducerea și prezența Duhului Sfânt. Virgulă. Și o viață de predare continuă, totală, pentru serviciul lui. Fiți atenți! Sunt două ingrediente. Ce înseamnă a rămâne în Isus? Numărul unu, în continuare să te rogi pentru prezența lui Dumnezeu în viața ta. Doamne, fără tine nu sunt nimic. Îmi recunosc dependența și nevoia de tine. Te invid din tot sufletul. Into my heart. Vino, Doamne. Vino în inima mea. Vino astăzi, vino mâine. Vino continuu. Unu. Și doi, zice, nu numai să-l inviți pe Domnul, dar să renunți la tine. Nu poate să fie amândoi în control. Și tu la volan și Domnul. Ori unul, ori altul. Nu poți să fie amândoi în viață. Dacă tu ești în viață, Domnul e mort. Dacă Domnul e în viață, tu trebuie să mor. Cum spune Pavel. Ce mor zilnic. În alt vers am fost răstignit și nu mai trăiesc eu. Iisus trăiește, eu sunt mort. Nu mai am voință, nu mai am dorință. Ce zice el? A e regula. El e împăratul meu. Nu sunt eu împăratul și el e slujitorul. Rugăciune continuă. Renunțare totală. Astea sunt cele două ingrediente pentru putere. De ce nu avem putere? Așa spune paragraful la pagina 676. Dacă ne uităm mai departe, spuneți-o aici, pionierii mișcării advente au renunțat la tot ce aveau. Știau că Domnul vine în curând, au renunțat la totul. Și de aia Dumnezeu a lucrat prin ei cu putere. Și ce astăzi, Biserica noastră spunea dânsa, înainte de întâlnirea din 1888, spunea Biserica noastră nu are puterea să renunțe. Și dacă vedeți scrisoarea care a trimis-o la Convenția Generală atunci, în 1888, deci, Dumnezeu putea să vină dacă noi am fi renunțat la totul și ne-am fi consacrat cu totul, fără rezerve, lui Dumnezeu. Vreau să uh, vă dau un alt exemplu. Han, e un membru laic, nu e pastorul nimic, a pornit o biserică în casa lui. Și după ce au pornit biserica în casa lui, a vorbit cu vecinii și au hotărât să pornească cu studiu și rugăciune împreună. După aceea au discutat că cei din biserica respectivă aveau rude multe într-un oraș la 150 de mile. Nu știu câte aia, vreo 250, 280 de kilometri, mai mult sau mai puțin, nu contează. Într-un oraș unde nu e niciun adventist și ăștia aveau rude acolo care lucrau la o fabrică. Deci hai să ne rugăm pentru orașul ăla. Te rogi pentru un oraș care e la 150 de mile distanță? S-au rugat o zi, două, trei, s-au rugat o lună. I-a întrebat unul dintre membrii, cât te rogi? Deci până Dumnezeu lucrează. E fără încetare nu renunțăm, ne prindem de el ca Iacov și spunem, Doamne, nu te vei lăsa până nu rezolvi. Și ce e rugăciunea de mijlocire, când uiți de tine și pui pe altcineva înaintea lui Dumnezeu ca Dumnezeu să lucreze pentru salvarea lui. S-au rugat, s-au rugat, s-au rugat și până la urmă s-a botezat o soră bătrână și bolnavă de cancer din orașul respectiv. Adică Dumnezeu putea și el să boteze unul așa mai tânăr, cu energie, care să merge să predice din casă în casă, să dea sui s-a botezat sora asta și săraca și bolnavă și peste trei luni a murit. Eu nu știu, câteodată nu le înțelegem pe Dumnezeu cum lucrează, că zice că îl pune pe Iosif peste frații lui și apoi îl pune în pușcărie. Cam pe dos, nu? Zice că te ajută și până la urmă intri în ecaz, cam pe dos. Femeia asta săraca se, se de cancer și moare. Ăștia de la biserica din orașul ăsta de departe au dat telefon la una neadventistă care era asistentă medicală și au plătit-o, se ducă la adventistă acasă care era pe patul de moarte să aibă grijă de ea să-i dea de mâncare, să o spele și așa mai departe. Și a spus, mai citește zilnic din Biblie. Și asta, bă, de eu nu cred în Biblie. Mă nu contează ce crește te plătim și aia nu poate să mai citească. citește că de aia te plătim. Citește-i din Biblie. Și păi ce să-i că nu știu. Păi te citești făgăduințe din Psalmi, așa au zis, ca să o încurajezi. Și ce, păi nu știu cu ce să zice, păi te începe cu psalmul 30. Eu am aici deschis psalmul 30, dar nu avem timp. Dacă vreți, să l citești singuri. Dar în, două din verse spune că tu mai tot sufletul din lumea morților. În engleză, în română nu mai știu cum sună, dar ceva de genul ăsta, că tu mai întors din lumea morților înapoi, în Psalmul 30. Deci citește din Psalmi. Aia nu credea în Dumnezeu, nu credea în rugăciune, nu credea în Biblie. A zis, Pff, ok, și nu a citit. În sfârșit femeia asta a murit. Aia a început să o spele, să o curețe, să ombrace cât e caldă, până nu, așa, să o pregătească. Nu mai are puls, nu mai bate inima, nu nimic, să o pregătească de înmormântare. A chemat doctorul, ei au verificat, ei, a murit. Era în, în ultima fază, doctorul i-a spus că moare de cancer, metastază și așa mai departe. A murit. Femeia așa a amintit și că nu i-i citise. Și ce, băi, poate ăsta e un ritual bisericesc, e un ritual. Să-i citezi zilnic că așa fac, catolicii zic Ave Maria de nu știu câte ori, ăia fac așa, ăia fac așa, musulmanii au o chestie cu mărgele și le dă, ce poate asta e ritual și acum nu poți să o îngroape că nu i-a făcut ritualul. Hai să-i fac ritualul. Și a luat femeia Biblia, lângă mort, și a început să citească Psalmul 30. Și în timp ce citea psalmul 30, foarte interesant, mortul începe să miște. <coughs> se ridică puțin, se mișcă, aia să sară din pat, să fugă. Asistenta acolo venise să o ajute, ce s-a întâmplat? Ce probabil că a fost moarte clinică. Probabil că n-a murit. Păi cum chiar a luat pulsul? Păi uite, doctorul a luat, nu mai avea bătaie de inimă, nu mai avea cutare, mai... a murit. Probabil că n-a fost moarte. Nu știu, Dumnezeu știe. Femeia s-a întors la viață, au analizat-o, nu are cancer. Ăștia din biserică de la 150 de maile se întrebau de ce am îngăduit Dumnezeu ca numai un, un, o bătrână și bolnavă de cancer să fie mântuită. Ce trebuia să fie acolo, doi trei tineri. cu. Păi tot orașul respectiv a auzit de chestia asta și uh, în raportul care l-am primit de la cei care au fost acolo, spune așa că, uh, încerc să găsesc paragraful care, că am luat notițe. În trei săptămâni, 50 s-au botezat într-un loc unde era niciun, niciun, adventist. Biserica continua să se roage. Și în sfârșit, istoria e mai lungă. Vă spuneam de, în dimineață de biserica din Murmansk, din Siberia, unde oamenii se băgau în gheață, se rugau tot timpul. 80 de botezuri în 40 de, în 40 de zile. Mai târziu, 5 sate în Siberia s-au plantat 5 biserici. Vă dau un alt exemplu. Unul dintre profesorii mei din Southern, când am fost în Tennessee, era într-o biserică în California. Nu vreau să spun numele, lui sau numele bisericii, deși îl am aici. Biserica avea 211 membri. Conflicte, lupte între ei interioare, politici, uh, grupe. O grupă foarte liberală, o grupă foarte conservativă, o grupă care nu mai ținea sabatul, se uceau după adunare la cumpărături, o grupă care nu mai credea în Duhul Sfânt, o grupă care... grupe din astea cu idei din astea ciudate. Și... Pastorul a început să întâlnească cu șase prezbiteri în fiecare dimineață de la ora 6 la 8 să se roage. Și le-a spus care plecați la servici, veniți la 6 și stați până la 6 jumate. Stați cât puteți, dar ne întâlnim la 6 la biserică. Asta e sacrificiu. Ne întâlnim la 6 la biserică. Au început să roage o lună, 2, trei, 4. 6 luni mai târziu aveau la rugăciune peste 60 de la șase oameni prezbiteri la 60 de oameni membri. Peste 2 ani mai târziu 220 de botezuri. 220. Peste 6 ani mai târziu, 631 de membri de la 211 la 631. Diferență, gândiți-vă. Biserica asta acum care se ruga și veneau aproape jumătate de biserică la rugăciune la ora 6, au plantat altă biserică tot în același oraș care avea 700 de membri. Biserica asta avea 631 și asta 700 de membri. Zecimea a crescut cu 800%, dacă înțelegeți ce înseamnă asta, 800%. 78% din membrii acum lucrau în a da studii biblice. Mi-amintesc când eram unui scansem, aveam trei biserici și una dintre ele, măi, fratele meu, cred că avea vreo 20 de membri. Atât. Și toți bătrâni. Și oamenii bătrâni sunt extraordinari. Și sunt oameni de inimă. Și de multe ori tinerii n-au bani. Bătrânii te ajută. Dar nu aveau viitor, în sensul că aveam acolo. 20 de oameni care săraci de-abia mai mergeau. Și m-am vorbit cu ei și -a, hai să ne întâlnim dimineața la rugăciune. Și era frig, nu era un ger extraordinar. Ne-am întâlnit dimineața la rugăciune trei luni. Ne întâlneam de la 5 la 6. Păi numai când era minus 31 Fahrenheit, adică arunci apa fierbinte și până să atingă asfaltul în gheață, un frig din la extraordinar, numai să te trezești, să te sui în mașina înghețată și până ai ajuns la adunare de abia că se încălzește motorul și trebuie să o oprești. Era sacrificiu. Dar ne întâlneam la 5, veneau toți bătrânii, adică am început cu un grup mic și ne rugam. Și ne rugam simplu ca Dumnezeu să reverse să Sfânt peste biserică și peste oraș să aducă redeșteptare. Și ne-a rugat o zi, două, trei, o lună, două, trei. Biserica a crescut de la... mi amintesc că într-o într zi când a anins, mi-au venit la adunare nouă oameni. Păi când predici la nouă oameni, între care patru sunt familia ta, te descurajezi ca pastor. În trei luni de zile aveam 120 care veneau la adunare și adunarea avea numai vreo 100 și ceva de locuri. Nu mai era loc fără niciun fel de cheltuială, fără niciun fel de evangelizare. Ne rugam în fiecare dimineață de la 5. Ucenicii asta au făcut în camera de sus. S-au rugat și nu s-au oprit până au primit Duhul lui Dumnezeu. <coughs> în Mongolia, un grup de vreo 3-4 uh, pastori s-au întâlnit împreună, s-au rugat pentru 20.000 de, de șamas. Ce sunt șamani ăștia? Ăștia sunt spiritiști. Adică demonismul în floare. După câteva luni de rugăciune, îmi citesc de aici ca să nu vă dau detalii greșite. 50 de oameni au început să vină să se roage dintre spiritiști să ceară Lui Dumnezeu să-i elibereze de, de spiritele rele. Și sunt câteva povești aici de, de deliverări, cum s-au rugat și cum demonii au lăsat și au ieșit. Dar gândiți-vă ce spune paragraful. O redeșteptare adevărată este cea mai mare nevoie a bisericii, mai ales înainte de revenire. Și redeșteptarea vine atunci când ne rugăm pentru revărsarea Duhului Sfânt. Mă uit după încă una sau două exemple. Asta este exemplul, l-am găsit. În 1856, în 1856, a avut o viziune că dacă biserica se roagă pentru revărsarea Duhului Sfânt, Biserica, în momentul în care primește ploaia târzie, va încheia lucrarea într-un timp foarte scurt, cu putere foarte mare. Și spune așa, spune dânsa că lucrarea se va încheia nu fără putere, și cu o putere mai mare decât a început. Gândiți-vă cum a început. Mii de botezuri în fiecare zi, vindecări și așa mai departe. Și dânsa spune că se va încheia cu putere mai mare decât a început. Și fratele White, James White, a scris atunci că zice, oamenii au început să se întâlnească în grupuri și în corturi și au început să se Și spune dânsul, traduc din engleză, spune dânsul, peste 2500 de membri avea biserica în total. Erau toți membrii pe tot globul, erau în total numai 2500, un grup mic. Și zice, din ei, 5% scriau articole, trimiteau apeluri la oameni să se roage. Și zice, din ei, în jur de 50% se rugau tot timpul pentru reversarea Duhului Sfânt. În momentul respectiv, spune Dânsul, Dumnezeu a început să facă lucrări de reșteptare peste tot, să pregătească lumea pentru revenire. Și acum ascultați cu atenție. Zice așa, zice, în New York, înainte să vă dau detaliile, ce au început să roage în noiembrie, Biserica Adventistă, s-a rugat până în martie, din 1856 în noiembrie până în 1857 în martie. Și ce în martie s-a oprit din rugăciune. De ce? Că au început cu Gold Rush, cu aurul în California. Și au început mulți din biserică să se ducă în California să sape după aur și au renunțat să se roage. Satana le-a găsit o ocupație. Și Zice, unii s-au dus în California să caute aur și alții în New York pentru că veneau imigranți și puteau folosi pentru mână de lucru plătită ieftin. Și ce în momentul în care s-au oprit din rugăciune, lucrarea s-a oprit din o creștere extraordinară. Și acum aici, uite ce spune Sorait în paragraf. Ce Dumnezeu a trimis îngeri, vă traduc, cuvânt, cuvânt, inspirul profetic. Dumnezeu a trimis îngeri în fiecare direcție în lume să, prepare, să, pregătească lumea cu adevăr pentru sfârșitul pământului, pentru a doua venire. Dumnezeu a trimis îngeri, când, când biserica a început să roage, Dumnezeu a trimis îngeri, vrea să revarse Duhul Sfânt, să prepare lumea ca să încheie lucrarea. Și uite ce s-a întâmplat. În New York, în 1857, uh, Jeremiah Lampier, ăsta era un businessman, ca dumneavoastră, nu era pastor, nu era, avea pregătire religioasă. S-a dus în mijlocul New Yorkului, la Central Park, și a pus un, o, 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 un anunț mare, rugăciune de la 12 la 1 pentru New York. Toată lumea e binevenită. Rugăciune de la 12 la 1, la prânz pentru New York. În prima zi au venit 3-4, în a doua 5-6, o, o săptămână mai târziu spune aici, dacă intrați pe internet și puneți Jeremiah Lampier, uh, Layman's Revival, deci trezirea oamenilor laici din 1857, găsiți toată povestea asta. Începe după o săptămână erau 26 de oameni care se rugau de la 12 la 1 în fiecare zi. Apropo, dacă vă duceți la societatea biblică din New York, este o bancă în față și un om din cupru pus pe bancă așa. Ăla este Jeremiah Lampier, care a făcut redeșteptarea asta. E statuia lui. Și o am aici în poză, nu vă pun pe ecran că nu avem timp. Și zice peste o săptămână erau 26, peste o lună erau sute peste șase luni erau zeci de mii. La un moment dat, toate fabricile din New York, la ora 11 fără 5, sunau un fel de horn, nu știu cum să-i zic, ca muncitorii să știe că le dă liber o oră să meargă la rugăciune. Și la 12 jumate, plecau, ajungeau la 11, la 12 jumate trebuia să fie înapoi la lucru că le dădeau o jumătate de oră pentru masă. Foarte interesant că milioane de oameni s-au convertit atunci, nu neapărat la Biserica Adventistă, asta Jeremia Lampier nu era adventist, dar au început să-l caute pe Dumnezeu să durească și, -și să-l Dumnezeu. În același timp a căzut economia, sistemul bancar a căzut, a venit o criză economică extraordinară. În momentul în care a căzut economia, foarte interesant că Domnul îngăduie anumite crize ca să atragă atenția că vine Domnul. E timpul să lași totul, pentru că astea, pe, pe viziunea aia sorei White, pe drumul spre cer, încet, încet, lasă câte una, câte una și se focalizează numai pe a doua venire. E timpul să lași totul că vine Domnul, e timpul să consacri totul. Când cade economia, o să pierzi totul. Când vine moartea sau cancerul sau tornada sau focul, pierzi totul. Pune totul în mâna lui Dumnezeu, pune viața în mâna lui Dumnezeu și focalizează pe a doua venire că Isus vine și vrei să fii acolo. În momentul ăsta când a căzut sistemul bancar, toți oamenii au venit la rugăciune și ce era jumate din iur veneau în parc să se rugau. Și am poză aici, gloate așa de oameni, poză vechi, alb și negru, 1857, vă dați seama? Gloate de oameni veneau în parc să se roage. Vă dați seama ce redeșteptare. Dar foarte interesant că nu s au oprit acolo. În momentul în care uh, oamenii ăștia au început cu un om, Jeremia Lampier, după aceea cu șase, după aceea cu 20, după aceea cu... și așa mai departe. Foarte interesant peste un milion de oameni ce atunci s-au -au predat viața lui Dumnezeu. Și influența a fost internațională. Nu numai în US, dar în Canada, în Brazilie, în Chile, în Anglia, Europa Centrală, Africa de Sud, India și Australia. Vă dați seama? Un om care se roagă și se duce zvonul și ajunge pe tot globul. Redeșteptare. În același timp, spune sora, așa, ce Dumnezeu a pregătit lumea pentru revenire, a trimis oameni consacrați să dea mesajul pentru ca lumea să deștepte că vine Isus, să se pregătească, să accepte vestea cea bună. Dar ce frații noștri, spune dânsa, au renunțat prea curând la rugăciune, au fost atrași de alte lucruri și s-au oprit de a veni la rugăciune. Ce noi nu am fost gata, Isus ar fi putut veni de atunci, dar noi nu am fost gata. Vreau să vă dau un alt exemplu. Exemplu foarte simplu. Când a venit COVID-ul în 2020, nu mai știu, prin ce a venit în America, prin aprilie, nu sunt sigur, nu vreau să exagerez. Când a venit COVID-ul prin 2020, noi ne luptam în întâlnirile care aveam, în comitetele care le aveam, să înțelegem cum putem ajunge la o, o, clasă de oameni. Nu ăștia care vin la biserică, nu aia care au adventiști rude și știu de adevăr, nu aia la care când facem evanghelizări vin, ci o grupă de oameni care nu merg la nicio biserică. Care nu. Nu, pur și simplu, nu, Când faci surveiuri prin casele lor, îți răspund că nu ne interesează bisericile sau politica bisericească. Nu se duc la nicio biserică. Unii se duc la biserici nedenominaționale, iar alții nu se duc la nicio biserică. Cum îi atingi pe ăștia? Ăștia își petrec viața pe internet. Tot ce întreabă ei, tot ce verifică ei pe internet. Când a venit COVID-ul. Oamenii ăștia care nu se duc la biserică, dar în inima lor știu că e sfârșitul pământului și că ceva se întâmplă în lumea asta și îl caută pe Dumnezeu numai că le e teamă de biserică, oamenii ăștia au căutat pe internet. Covid-ul, criza asta mondială, le-a trezit atenția, i-a trezit din somn și au început să caute pe Dumnezeu. Și deși n-ar fi mers la o biserică, au început să frecventeze bisericile noastre pe internet. Ca un exemplu, în China, biserică de 90 de membri, când s-a închis, aveau 310, 320 de mii, nu 300 de oameni, 300 de mii de oameni care ascultau la predici. Și vă pot da așa cel puțin 30, 40, 50 de exemple din toată lumea, țări dezvoltate sau mai puțin dezvoltate, chiar și în țări dezvoltate. Pe internet au fost mult mai mulți care urmăreau ca Dumnezeu a vrut să ajungă și la clasa asta, pentru că Dumnezeu îi iubește, a murit pentru ei și vrea scopiii lui, vrea să-i salveze. Deci așa, Sorawait, dacă toți din biserică ar fi continuat să se roage în unitate, în 1844, zice, când solia Îngerului al III-lea a început să fie proclamată și Duhul Sfânt a început să se reverse, biserica a început să fie pregătită să încheie lucrarea. Zice, Dumnezeu a reversat un, un potop de lumină peste biserică ca biserica să răspândească lumina, îmi traduc cuvânt cuvânt, acum încerc să traduc cât de bine pot, să răspândească lumina în toată lumea ca tot să aibă o șansă la salvare când vine Iisus. Zice, locuitorii Pământului, au fost avertizați, închiderea Harului era aproape și Iisus ar fi putut să vină, în Marea Luptă, pagina 468, ar fi putut să vină să încheie să, să, ne ia la el. Acum ascultați, e ce Biserica Adventistă a fost chemată să încheie lucrarea Lui Dumnezeu pe pământul ăsta. Uh. Le scrie fraților la 1888, ce cel mai important miting care l-ați avut în istorie va fi acum. Dacă vă pedați cu milință și cu rugăciune și cereți redeșteptare, Dumnezeu ne va folosi să închidem lucrarea. Uh. Deci acesta e în manuscriptul 15 din 1888 și scrisoarea trimisă la Confecția Generală. Acesta este mesajul de la Dumnezeu care mi-a comandat să-l dăm lumii întregi. Isus vine curând, strigați cu voce tare, spuneți tuturor ca toți să fie pregătiți pentru revărsarea Duhului Sfânt în măsură largă. De asemenea, este în evenimentele finale pagina 200, același mesaj din manuscriptul respectiv. ce dacă acest mesaj este predicat cu consacrare și cu toată inima, zice, proclamarea lui prin puterea Duhului Sfânt va lumina pământul întreg cu gloria lui și lumea va fi gata. Deci mesajul Isus, Iisus, Isus Iisus, trebuie să fie predicat la toți pentru că Isus vine în curând. Pavel spune, nu vreau să știu nimic între voi altceva decât pe Iisus și pe El răstignit. În testimonii, volumul 6, pagina 19. Ce de la un capăt al altul al pământului duceți vestea și pregăti calea pentru revenirea Domnului. Deci atunci când noi ne facem datoria, Iisus poate să încheie lucrarea. Și apoi zice dânsa, au fost, li s-a distras atenția cu alte lucruri, s-au oprit din predicare și s-au dedicat timpul și energia la alte lucruri. Vă dau un alt exemplu. În același timp, Keswick Convention, deci în Anglia, în orașul Keswick. Uh, au început, un grup mic de oameni se roage și de acolo s-a răspândit la Anglia, la, deci vă dau, am aici poza, nu pot să o pun pe ecran la ora asta, dar s-a numit Welsh Revival. S-a răspândit pur și simplu, nu numai în Anglia, ci în Europa, în Australia, în India, în Africa. În același timp, Evan Roberts... Evan Roberts a început să predice, să se roage, de la șapte seara până la trei dimineața. Se întâlneau și se rugau uh, în uh, Wales. Foarte interesant, când, în, când au început să roage, au început să roage un, un grup mic de oameni, s-au rugat pentru revărsarea Duhului Sfânt și după aceea un grup mai mare, mai mare, tot orașul, orașul următor, orașul următor și la un moment dat, spune istoria, dacă e și intrați pe internet despre Welsh Revival, Spune istoria că polițiile nu mai aveau de lucru. Și se duce un om și vizitează stația de, de poliție din Welsh. Și zice, ce fac poliția acum? Că zice, împușcările sunt goale, tribunalele nu mai au pe nimeni, oamenii s-au lăsat de băutură, s-au lăsat de fumat, s-au lăsat de toate, se întâlnesc, se roagă. Și ce se vede transformarea în viața lor. Se vede că și-au și predat viața lui Isus. Ce, 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 face poliția? Și șeful poliției răspunde, și am împărțit în patru coruri. Cântă laude. <laughs> Ați auzit așa ceva? Poliția să aibă coruri. Poliția cântă. Dacă vorbim de redeșteptarea din, se numește Welsh Revival, de Evan Roberts, care v-am spus chiar acum, au început să roage de la șapte seara până la trei dimineața pentru redeșteptare. Uh, au început cu un om, după aceea un grup, după aceea un oraș, s-a răspândit în Scandinavia, Europa Centrală, Canada, America, Australia, Noua Zeelandă, Africa de Sud, Brazilia, Mexico și Chile. La doi ani mai târziu a ajuns în Corea, se cunoaște de mare arivare din Corea și la încă doi ani mai târziu, în China, Manchuria în Revival, marea reșteptare din China. Deci s-a răspândit peste tot. Amintiți-vă ce le-a spus Iisus ucenicilor, că dacă veți ruga, veți primi Duhul Sfânt. Atunci duceți-vă și faceți lucrare. Pentru că dacă primiți Duhul Sfânt, veți primi putere. Iisus vine din nou. Dumnezeu ne cheamă acum la o consacrare absolută. Noi nu putem să ne schimbăm, eu nu pot să mă schimb pe mine. Dar Dumnezeu poate să ne schimbe. Datoria noastră este să ne consacrăm rugăciunii, studiului și servirii. Să ne consacrăm studiu, rugăciune și lucrare. Misiune, servire, lucrare. Datoria noastră. Datoria lui Dumnezeu este să ne dea putere, să ne dea transformare, să ne dea mântuire, cum El știe. Cum a salvat pe tâlharul de pe cruce, cum a salvat-o pe femeia de la fântână, cum a salvat-o pe merii, așa mă poate salva și pe mine și pe matale. Salvarea și mântuirea și harul sunt în mâna lui. Transformarea, să-ți dea o inimă nouă, să-ți ia inima veche, aia e puterea lui. E puterea Duhului Sfânt. Nu este, n-am nevoie să înțeleg, am încredere în promisiunea lui. Îl cred pe Dumnezeu, Dumnezeu nu -mi minte. În schimb, partea mea este să fac rugăciunea o prioritate în viața mea. Nu rugăciune de formă, ta ta, ta 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 știți cu înger îngerașul meu ta, ta 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 nu rugăciune de formă frate nu rugăciune că e datoria mă dacă nu mă rog mă simt vinovat nu studiu de formă trebuie să citești trei capitole din zi și sâmbătă cinci ca să termin într-un an nu lucruri care sunt rutină și datorie ci o, o sete fierbinte de a fi umplut cu prezența Duhului Sfânt. Doamne, cum dorește un cerb apa, așa te doresc eu pe tine. Te vreau mai mult decât sănătatea, te vreau mai mult decât serviciu, te vreau mai mult decât viața. Poți să pierd orice, nu îmi pasă, renunț la toate, pentru mine toate sunt o pierdere, dar te vreau pe tine. Te rog, vină în viața mea, vină în familia mea, vină în biserica mea, vină în orașul meu. Te rog, folosește-mă să închid lucrarea. O, o... Vorbeam de spirit și de vânt și de... Uite, vedeți, acum a început să vină. <laughs> am glumit. Deci, o, o dorință fierbinte, o pasiune, o dedicare, ce că ucenicii în capitolul 2 erau dedicați, consacrați rugăciunii, o dedicare serioasă în a fi umpluți cu prezența lui Dumnezeu, o dedicare la rugăciune, o dedicare la studiu, o dedicare de a invita pe Dumnezeu în fiecare zi în familia noastră cu prezența lui, în viața noastră, în planurile noastre, o invitare ca El să ne dea planurile, să ne conducă în timpul zilei, să nu fim atât de focalizați pe nevoile noastre încât să fim orbi la cei din jur, ca Dumnezeu să ne deschidă mintea să sesizăm când Duhul Lui Dumnezeu îți vorbește. Aici urechile tale vor auzi înapoi a ta un glas. De exemplu, eram la servici și mă rog în fiecare dimineață, cum zice Isaia, iată-mă, trimite-mă, zic, Doamne, vreau să servesc astăzi, dar eu nu știu. Te rog frumos, impresionează-mă, vorbește-mă, uh, 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 punem -mi gândul, minte, uh, cum să zic eu, vorbește tu, Iisus, vorbește tu și arată ce să fac, eu nu știu. Și eu sunt dispus, dacă tu spui să mă duc, mă duc. Lucruri simple. Eram la servici și eu mi-am mâncare după mine, îmi pune soția după mine, sandwich minuni, că mănânc des. Și mă opresc așa pe la 10, când era foame, și încep să mănânc, îmi fac o rugăciune și zic, Doamne, așa cum te-a rugat dimineața, dacă e voia ta să fiu o binecuvântare, dacă cineva are nevoie de ajutor, tu să-mi arăți și o servesc. Și Dumnezeu îmi pune în minte, du la secretara ta și dai mâncare. Măi frate, cum să mă duc eu la secretarea mea să dau mâncare? Că aia se simte jignită. Nu e un om de la drum să ceară, să dăm și mie un bandă și mie o felie de pâine. Aia e femeie stărită, nu-i trebuie mâncare. Poate că eu trebuie să mă duc cu tractorul să iar grădina ca să nu o sape la picior. Dar nu-i trebuie mâncare, se simte... Ce, cu... Hai că dacă îi duc, am venit din, nu știu din ce țară și am adus ceva special care... O, oh, am venit din Elveția și am adus o ciocolată frumoasă, mai înțeleg. Dar să-i dau mâncare, să-i dau sandwich meu, nu, nu, se potrivește. Și Doamne, Tu ești sigur? M-a inspirat, du-te și dă-i mâncare. Mă duc, iau colțul, merg de jur împrejur, intru și aici este pătrățelul unde ea. Mă duc acolo, era cu capul pe masă, și cu, pe, cu mâna așa Și cu capul pe, pe, pe desk pe, pe birou Și o întreb, nu vă spun numele ei Zic, ești ok? Și de-abia vorbește și zice, nu sunt ok Ea are diabet, născută cu diabet Și are o pompă aici, nu știu cum se explic În termeni medicali Care picură uh, insulină La fiecare nu știu cât timp Și se stricase pompa Și pentru că nu picurase insulină Îi scăuse zahărul la 30 și ceva Și era femeia leșinată Gata să moară și nu mai avea niciun fel de tărie, nici să vorbească, nici să strige ajutor, nici să se ridice. Era așa, amețită, ca într-un vis. Și zice, mi s-a stricat pompa și zahărul mi a scăzut și nu mai pot, nu mai pot. Îmi trebuie ceva mâncare urgent. Și zice, m a rugat ca Domnul să trimită pe cineva. Cum i a dat semiciul și cu portocala care am avut eu și cu o sticluță mică de suc de ananas și le-a luat, cum și-a revenit femeia și a zis, du-te acasă. S-a dus și mea la doctor să-i repare pompa sau să-i schimbe pompa. Vocea Duhului Sfânt, la fiecare moment, să spună, taci, vorbește, du-te și așa mai departe. Noi trebuie să învățăm să umblăm cu Dumnezeu în permanență. Timpul meu a trecut. Vreau să vă spun că, așa cum ucenicii s-au rugat în camera de sus până au primit Duhul Sfânt și așa au început lucrarea, Plaia timpurie, tot așa noi acum suntem chemați să ne rugăm, să cerem lui Dumnezeu plaia târzie, să cerem reversarea Duhului Sfânt, să cerem lui Dumnezeu să ne umple viața, să ne umple familia cu prezența Lui, să ne umple bisericile cu prezența Lui, să ne unim la rugăciune, ce ar fi să vedeți toate bisericile că se întâlnesc dimineața și sunt hotărâți, nu o lună, până vine Domnul, să se roage în fiecare zi ca Dumnezeu să-i umple cu Duhul Sfânt și să câștige orașul. Atunci ați vedea mii de botezuri. Dacă toți ar face treaba asta, imaginați-vă. Imaginați-vă Câtă bucurie ar fi pe Domnul? Imaginați-vă revărsarea Duhului Sfânt, imaginați-vă puterea, imaginați-vă botezurile. Spune dânsa că ce lucrează se va încheia cu putere mai mare decât a început. Ce vor fi convertiri, vor fi minuni, vor fi vindecări și așa mai departe. Unde e asta? Și apoi spune dânsa așa, când oamenii se roagă și când se consacră cu totul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne cheamă acum, ne cheamă acum, în, în, să, să ne consacrăm fără rezervă. Frații mei, timpul nu a trecut, de mult mi-arată aici ecranul roșu, e ce time is up, <laughs> ce a trecut timpul. S-a încheiat harul pentru mine, de, de harul de vorbire. Frații mei, v-am dat numai câteva exemple de redeșteptare și cum Dumnezeu, în momentul în care un grup a început să roage, a început și al grup în Anglia, a început și al grup în New York, a început și al grup în China, a început și al grup în Corea, a început și, alt... și cum Dumnezeu își trimite îngerii. Spune Sorai că chiar așa spune părerea ce Dumnezeu a trimis îngerii să pregătească lumea pentru sfârșit. Dumnezeu își trimite îngerii când noi ne rugăm pentru Duhul Sfânt și Dumnezeu lucrează prin anumite metode. Aș, aș, vrea să vă spun cum a fost cu arabii din Arabia Saudită. Nu pot să vă dau detalii pentru că oamenii aș riscă viața dacă sunt prinși. Cum a fost cu grupul ăsta, cu grupul ăsta din Iran, cu grupul ăsta din, din anumite locuri, e imposibil de ajuns. Cum Dumnezeu își trimite un om cu un vis, un om care a ascultat la radio, un om care a găsit pe internet cu... și după aceea sunt o grupă întreagă, 20, 30, 40, care se botează și nascun se întâlnesc. Dumnezeu își trimite îngerii lui și pregătește lumea. Când noi ne rugăm. Și acolo spune paragraful că dacă ei continua să roage, Iisus ar fi putut să vină de atunci. Dar pentru că au fost, li s-a distras atenția cu alte lucruri, Iisus n-a venit. Și apoi dânsă aici, acum Dumnezeu vrea din nou să încheie lucrarea prin noi. Ce vom răspunde la apelul lui? Domnul să ne ajute să luăm consacrarea în serios. Domnul să ne ajute pe toți, pe noastră, pe mine, pe toți. Să ne predăm fără rezervă. Fraților, de ce să mai ținem o rezervă? Pentru ce o ținem? Dumnezeu spune așa, cine nu e cu mine, e împotriva mea. Ce nu e al Lui Dumnezeu, nu e al tău, e al satanei. Fără rezervă. Păi frate, ce se întâmplă cu mine? Lasă, ce se întâmplă, se întâmplă. Tu nu ești important, Dumnezeu e important. El să crească și eu să mă micșorez. Să ajunge la punctul să nu ne mai intereseze ce se întâmplă cu viața mea. Ce se întâmplă? Sunt în mâna Domnului, ce vrea El, aia vreau și eu. Și Dumnezeu a promis că dacă îl punem pe El pe primul loc, celelalte lucruri, El se va lupta pentru noi. Dumnezeu se va lupta pentru noi. Dumnezeu va purta de grijă. Să avem încredere în El, că El va purta de grijă. Să ne consacrăm rugăciunii, studiului lucrării misionare. Lucrarea începe din familie, cum poți să lucrezi cu altul când nu lucrezi cu copiii tăi? Lucrarea începe din familie și apoi cu prietenii și vecinii, apoi cu tot orașul și apoi cu toată lumea. N-am timp acum să vă dau ultima, dacă ajută domnul în viitor, să vă dau încă o experiență care a fost în ultima mea biserică și rezultatele extraordinare. Extraordinare. Și experimentate nu numai în locația aia, ci încă în două alte locații. Rezultate extraordinare. Când oamenii se hotărăsc să se întâlnească la rugăciune nu pentru o săptămână. Și nu să ceară avantaje personale, ci să întâlneze la rugăciune în permanență, zilnic, până vine Domnul. Și cer ca Domnul să le dea orașul, să salveze lumea pierdută. Dumnezeu iubește oamenii consacrați, Dumnezeu iubește pe toți, dar lucrează prin ea consacrați. Domnul să ne ajute să o luăm în serios. Dacă noi luăm hotărârea asta, Dumnezeu va da putere și vă va da rezultate mai mari decât vă imaginați. Încă o dată, nu vă uitați după minuni, ci uitați-vă după puterea Duhului Sfânt. Nu vă uitați după rezultate. Rezultatele sunt treaba lui Dumnezeu. Treaba noastră este să ne rugăm, să-i cerem ajutorul. Haideți să ne rugăm împreună cum terminăm în seara asta. Tată din cer, Tu, prin Duhul Tău, faci un apel la inimile noastre să ne consacrăm fără rezervă. Tu, prin Duhul Tău, ne promiți că dacă noi ne predăm ție, așa cum spune Pavel, Mor zilnic, mă predau zilnic. Dacă noi ne predăm ție cu totul, fără rezervă și considerăm toate celelalte lucruri pe locul doi, pentru că tu ești primul, tu ești prioritatea, tu ești ținta vieții noastre, tu ai promis că dacă noi ne predăm fără rezervă, tu vei lucra lucrurile care noi nu le putem lucra. Cerem acum prezența ta. Cerem Duhul tău, cerem ajutorul tău. Mărturisim că noi nu putem în puterea noastră, nici măcar să luăm hotărâri. Tu ești cel care dai voința și în înfăptuirea. Dar, Doamne, Așa cum spune în Biblie, alege astăzi. Noi alegem, te alegem pe tine. Alegem ajutorul tău. Te ne să chemăm prezența ta în fiecare zi. Să pornim împreună cu tine, să mergem cu tine, să încheiem cu tine, să nu ne separăm de tine. ajută să fim legați de tine precum vița și mlădițele. Ajută-ne, Doamne, să te căutăm pe tine mai mult decât orice altceva. Tu să fii numărul unu, apoi celelalte lucruri să le punem în mâna ta, să urmăm planurile tale ajută-ne să te cunoaștem, ajută-ne să ne încredem în tine, ajută-ne să fim plini de prezența ta, să încheiem lucrarea, să fim gata, pentru că Isus vine curând. Ajută-mă, ajută-ne să te vedem în nori în curând, să zicem, acesta este Dumnezeul nostru, să ne zici, ser bun și credincios, intră în moștenirea stăpânului tău. Te rugăm toate acestea în meritele lui Isus. și îți mulțumim că ne asculți. Amin.